Bun, hai să mergem rapid către Siș, că știu că este un subiect de suflet, aș putea să spun, pentru avocatul este, Cristian Băcanu. Avem fix 3 minute, sufletului îi dăm 3 minute întotdeauna, că așa e în viață. Ce faceți cu curtea? Că nu mai țin minte când se mai termină niște mandate de magistrați, ca să aveți o oarecare relaxare, măcar să fie o curte mai puțin. Pare o curte ușor de stânga, greșesc? Pare o curte care acum e foarte prietenoasă cu Sijul și care e complet... Pe lângă dreptul Uniunii Europene, adică noi avem două principii în dreptul Uniunii Europene, principiul efectului direct al dreptului Uniunii Europene și principiul supremației dreptului Uniunii Europene. Sunt principii care sunt prevăzute în articolul 148 din Constituția României. Cu alte cuvinte, odată ce avem o hotărâre a Curții de Justiție Uniunii Europene prin care se spun niște lucruri în baza dreptului Uniunii Europene și practic, eu am explicat în mod repetat acest lucru, acea hotărâre a CJUE ne explică foarte clar că nu e în regulă cum s-a înființat Sijul. Instanțele naționale au obligația să dea curs dreptului Uniunii Europene și efectelor acelei decizii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să facă exact ce a făcut Curtea de Apel Pitești acum o săptămână sau două, să constate că Sijul nu îndeplinește cerințele prevăzute de dreptul nostru, pentru că dreptul UE face parte din dreptul nostru și să lase neaplicate normele naționale. Adică să nu mai țină cont de Sijul și să trimită cauzele la un parc, la o altă unitate de parchet competent. Acum vine Curtea Constituțională și spune, nu domnule, nu e regulă ce se întâmplă, pentru că trebuie să ținem cont și de un individualism național al dreptului nostru constituțional. Asta e o poveste. Vreau să vă spun că sunt zeci de ani de când Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că dreptul Uniunii Europene are prevalență și în fața dreptului constituțional al statelor membre și chiar de curând, în 2020, am avut o decizie a Curții Constituționale din Germania prin care a fost contrazisă o decizie a CJUE. Era vorba de niște obligațiuni, niște bonds. Acum Comisia Europeană a început o procedură de infringement împotriva Germaniei și eu cred că ne aflăm în scenariu potrivit căruia s-ar putea să ajungem și noi în România într-o procedură de infringement, pentru că această Curte Constituțională, în forma pe care o avem astăzi, a decis că poate să lase dreptul Uniunii Europene neaplicat, ceea ce în cadrul construcției Uniunii Europene este inadmisibil și vă spun ceva, e foarte periculos, pentru că dacă mergem pe raționamentul Curții Constituționale, oricând o Curte Constituțională sau instanță națională poate să spună, domnule, aici avem o chestiune specifică țării respective, nu aplicăm dreptul Uniunii Europene. Și atunci ne întrebăm cu toții retoric, ce rost mai are Uniunea Europeană dacă putem să nu mai aplicăm regulile comune? Și repet, sunt reguli comune pe care noi, statele membre, le-am adoptat în mod democratic, conform mecanismelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene. Fie că vorbim despre regulamente, despre directive, sunt acte normative adoptate în mod democratic, pentru că și aici avem un proces democratic, avem alegeri pentru Parlamentul European, avem Comisia Europeană care reprezintă un echivalent al unui guvern european și sunt acte normative pe care noi trebuie să le respectăm, nu putem să comentăm lucrurile astea. Dacă vreți, avem o normă, sigur, noi nu suntem o federație, dar avem o normă federală și o normă națională. Trebuie să respectăm norma federală. Da, e clar că Sijul rămâne un subiect extrem, extrem de fierbinte. Mulțumesc tare mult, Cristian Băcanu, deputat al Partidului Național Liberal.